cineva spunea că preotul, medicul și profesorul nu are profesie. El are har. Dacă îți vorbim acum despre părintele Dumitru de la Negureni sau parohul bisericii la Negureni vechi, așa, știți, te încearcă așa emoții ca să poți să găsești cuvântul potrivit la locul potrivit pentru acest om de omenie. Părinte Dumitru, noi enoreașii satelor Negurinii Vechi și Zăzulinii Vechi suntem alături astăzi de dumneavoastră de a sărbători frumoasă aniversare binecuvântată de Dumnezeu, cea de 25-a aniversare de păstorie alături de preoteasa Svetlana în Biserica Sfântă Treime din satul Negurinii Vechi. Ați muncit mult, cu râvnă, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie rostit cu evlavie în casa Domnului. Sud-estul Moldovei, chiar de la graniță cu Ucraina, noi ne-am stricurat încoace ca să susținem Părintele Dimitri în rugăciune, să fim alături în această sărbătoare, aniversare, jubileu de preoție și desigur că să-i aducem și în dar tot ce duce crucea lui Hristos și puteți fi și cadou puteți să fie mai de preț decât așa o cruce care Dumnealui să vă ajute Bunul Dumnezeu să o poarte cu râvnă, cu vrednicie, să ducă crucea lui Hristos, să vă povățuiască dumneavoastră, dar dumneavoastră să fiți ascultători așa cum îndeamnă Hristos Iisus. Zicând Sfinților Săi Apostoli, cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Deci dumneavoastră venind la biserică, fiind ascultători preotului, parohului dumneavoastră, vă faceți ascultători lui Hristos cel din cer. Și iată Dumnezeu să vă ajute să vă întărească întotdeauna, să fiți în ascultare, în susținerea Părintului dumneavoastră, deoarece El este veghetor pentru sufletele dumneavoastră și se roagă Dumnezeu pentru dumneavoastră întotdeauna cu o sărdire. Dumnezeu să întărească Părinte Dimitri și în meu, pentru că El e fiul meu de economie, dar, într-adevăr, eu de mult n-am fost la dumneavoastră în sat. Și neii mei, iată copiii, părintele erau în comititei, dar am știți, iubiți creștini, dar m-am mai îmbătrânit și m-am știți, nu prea ne-a plâmblat, știți, mai ales departe de amon. Și cam nijelic, zic, părinte, zic, nu mai bine la ima ta, în nașa glumă mai aproape, și el te-a lăsit mă iei din nașterea în parte, și el zic, suntem departe, părinte, eu îmi place jumătate și gata. Ei, noi ne-am apucat, dar pur și așa mă gândesc că mâine nu mai gine să-și luat pe unul mai de aproape și mai des întâlnim, știți cum? Desigur, noi rar ne întâlnim, dar într-adevăr ne iubim și îl iubesc foarte mult și nu și toată familia și Sina, ne sunt inima mea întotdeauna, la rugăciune i-am. Nu mă păcat că cam rar la o seamă de vreme ne întâlnim. Nu s-a oprit că faci copii, ne-am, dar eu la ce să zic? Am la botezat, înțelegi tu. Înainte, cochilași unul după altul, unul după altul, știți, și eu trebuie să vin să-i botez, să-i dau la lege, și dar ce de-a face? N-am de-a face. N-am unde am să oprit de-a face copii, ne-am eu și să vin tocmai. De mâncat de-am acasă, că n-am ce mâncat de-am, știți cum. De vin tocmai de acasă până aici să mănânc cărlanul lui părintele, că vin nici n-am mănânc, nu-i previne, știți cum. Dar eu te-am dat la un nepot. Dar astăzi n-am putut ca să nu fiu alături la această aniversare care copilașii lui au făcut bucuria asta, pentru că dumneavoastră nici nu știu că eu vin. Eu am vorbit noi, numai între noi, cu ficiorul mai mare, Valerica, care a fost numele pus în mătin, că nu știu cum e cinste, dar mătin că n-ar mie. Și ne-am pus la cale, că dumneavoastră, dar recent, nici nu știu, eu repede m-am stăruit și putem să găsim. Și atât am găsit așa, părinte, Dumnezeu să te întărească, să te miluiască, să poți crucea asta cu toată râvna, să ai ca amintire de la noi în această zi frumoasă,
de jubileu de 25 de ani. O felicităm și pe cina noastră scumpă. Pentru că și pentru dânsa e în jubileu astăzi, care 25 de ani, iată, e alături cu părintele și care i-a dăruit acești 5 cuplași frumoși. Și când o văd cu nepoțelul în brațe, îmi râde inima. Și știți, sunt cinstit, vă spun, că când ieri a fost slujba, nunta, că când ieri a fost nunta dumnealor, și noi, cum adevărul, ne-am carat cu autobusul și ei m-ați cămin. Părinte Dumitru, astăzi, din partea administrației publice locale, din partea Consiliului Local, din partea comunității creștine, permiteți-ne să vă zicem la mulți ani, cu multă sănătate, liniște sufletească, prosperitate și să fie binecuvântată această misie a dumneavoastră, misie care este destul de grea, o misie creștină, pământească, dar cu atâta evlavie dumneavoastră o să vășiți zi de zi. Vă dorim ca să ne fiți alături încă mulți ani. Acum, dacă îmi permiteți, în numele administrației publice locale, am puțin emoții. Și a domnului primar, să felicit părintele Dumitru cu jubileul de astăzi, să-i dorim multă sănătate dumneavoastră și familie dumneavoastră. Mult succes în toată munca dumneavoastră, realizări frumoase și binecuvântare să aveți de la bază Dumnezeu. Da, vă dau prost. Dumnezeu să vă răsplătească, Doamne ajută. Părinte, azi cu adevărat la biserica noastră din Negurieni Vechi au coborât îngerii prin glasurile frumoase pe care le-am auzit din altar și prin fețele bisericești pe care le vedem în față. Părinte, asta sunteți dumneavoastră. La mulți ani, să ne trăiți!